Duhului tău, tăria mea și scăparea mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, dar toți suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire, că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocărurile celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă dea voia gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru că toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Și Duhului Tău.